Descoperire macabră în urmă cu scurt timp, lângă porțile Palatului Cotroceni, o echipă de muncitori care lucra cu excavatoarele la schimbarea unor conducte a găsit în zona președinției un craniu uman și mai multe alte fragmente dintr-un schelet. Zona a fost izolată și la această oră se fac verificări. În urmă cu câteva sute de ani, acolo ar fi fost un schit de călugări. Poliția Capitalei investighează acum cazul. Potrivit anchetatorilor, oasele par foarte vechi și au fost trimise la Institutul de Medicină Legală pentru a fi expertizate.